Fraudarea fondurilor europene este scopul vizitei în țara noastră a procurorului șef al parchetului european, Laura Codruța Chioveși. Aceasta a declarat pentru jurnaliști că urmează să fie deschise dosare legate de utilizarea banilor europeni în Republica Moldova. Potrivit lui Chioveși, modul în care sunt administrate resursele ridică semne de întrebare și urmează investigații importante în acest sens. Este unul dintre motivele pentru care a venit astăzi. Noi avem protocoale de cooperare cu autoritățile moldovenești, dar cred că este important să discutăm puțin mai în concret cum vom gestiona aceste dosare. Așa cum noi autoritățile suntem cu ochii pe folosirea banilor europeni, vă pot spune din experiența parchetului european că și grupările organizate se uită la acest lucru. Și grupările organizate în Europa devin mult mai puternice prin fraudarea fondurilor europene și prin frauda cu TVA. Iar acest lucru trebuie stopat. Procurorul șef al parchetului european a declarat că strategia adoptată în ultimii ani nu a funcționat. Din această cauză, crima organizată devine tot mai puternică, lucru care, spune ea, afectează inclusiv securitatea. Conform estimărilor europene, doar frauda cu TVA este estimată undeva la 50 de miliarde de euro. Și atunci, ceea ce încercăm noi să facem în parchetul european este să schimbăm strategia și să ne focusăm pe banii lor și să le luăm puterea financiară. Acesta este mesajul pe care am să-l transmit și colegilor din Republica Moldova. Cât despre lecții, sunt foarte multe provocări, sunt foarte multe încercări. Anterior, într-un interviu oferit jurnaliștilor moldoveni aflați la Luxemburg, șefa parchetului european a declarat că procurorii europeni ar putea monitoriza cum Republica Moldova va folosi banii alocați de UE sub formă de fonduri de preaderare. Astfel, orice cetățean moldovean poate sesiza parchetul european dacă are informații despre eventuale infracțiuni cu fonduri europene. Vizita în țara noastră a Laurei Codruța Chioveși este efectuată la invitația ministrului Justiției Veronica Mihailov-Moraru. Șefa parchetului european a ținut o prelegere publică pentru studenții Universității de Stat din Moldova. În agenda sa au fost incluse întâlniri cu președintele țării Maia Sandu și prim-ministrul Dorin Recean. Totodată ținem să amintim că anterior șeful delegației UE în Republica Moldova, Ianis Majeix, a declarat că în perioada anilor 2022-2023 Republica Moldova a primit drept suport din partea Uniunii Europene în jur de 1,2 miliarde de euro. Mulți din experții economiști, dar și politicieni au vorbit atunci despre netransparența utilizării banilor și au solicitat guvernului să explice pe ce s-au cheltuit resursele financiare. Și activiștii alături de susținătorii blocului Victorie au declarat anterior într-un flash mob că fondurile europene sunt gestionate ineficient, iar unele dintre ele sunt furate. Reprezentanții puterii au afirmat însă că o parte a banilor oferiți de partenerii străini este folosită pentru susținerea bugetară. În care conducerea